Forțele aeriene din Germania vor trimite în lunile februarie și martie mai multe avioane de luptă în România. NATO încearcă să-și sporească prezența în Europa de Est din cauza conflictului cu Rusia. Germania a avioane de luptă în România și respinge solicitările Rusiei de retragere a forțelor NATO. Trei avioane de luptă nemțești vor fi trimise în țara noastră. Scopul acestei misiuni este de a pregăti aviația gata să răspundă rapid la alerte în colaborare cu forțele italiene. În această criză regională actuală, Germania este ferm alături de România. De la jumătatea lunii februarie, forțele aeriene germane vor participa cu Eurofighter și soldați la operațiunea NATO, împreună cu Italia, vom se Cucuriza, spațiul aerian al NATO, în calitate de partener de încredere, a declarat Ambasadorul Germaniei la București. Cererile de retragere a trupelor NATO din România și de revenire la statutul din 1997 trebuie să fie respinse cu fermitate. Nu se poate da timpul înapoi cu 25 de ani. Aderarea României la NATO este o realizare importantă care nu poate fi pusă la îndoială de alții, mai spune ambasadorul făcând de referire la una dintre solicitările transmise Occidentului de Moscova. Situația actuală din regiune ne îngrijorează foarte mult. Comportamentul Rusiei nu amenință doar Ucraina, ci afectează securitatea în întregul continent european. Prin urmare, orice nouă încălcare a suveranității Ucrainei va fi urmată de un răspuns european comun și decisiv, a scris ambasadorul pe Twitter.